Hai, noroc, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, un episod din seria noastră preferată de Rubine Free. Bă, băieți, știu că în ultimul videoclip am zis că fac un giveaway și așa că primii 4 cu cele mai multe like-uri din comentarii au câștigat două quaduri și două carturi. Primul ar fi rapper DMG, el a câștigat cartul cu Hidden și mergem imediat să-l luăm, să-i dăm premiul la băiat. Am văzut că ceilalți nu sunt online, oricum o să vă las mai jos screenshot-urile de la comentariile câștigătoare. Doi dintre ei și-au lăsat numele în comentariul respectiv, dar doi nu. Mamă, cât sunteți pe mașină aici, că event. Uite aici e cartul. Vreau să fie ăla cu Hidden, să fiu sincer. Bă, cum mi-a furat cineva, mă? What? Da, e ăla cu Hidden, hai să îl dau trade. Ce ID are? 465. După aia vom face și un contract, pentru că mai am de făcut un contract sau ceva de genul ăsta și termină raportul. Hai să mă și uit. Da, perfect, un contract. Orele le-am făcut pentru că m-am jucat aseară 3 ore pe live Samp. Vă aștept astăzi la un live incendiar, ca de obicei. What? Am adăugat vehicule. De ce nu mi s-a... Culori? Perfect, frate. Îi dăm Hidden, nu să zic. Îi dăm cartul și totul este ok. Bă, băieți, imediat după ce termin trade-uri, vreau să vă arăt ceva în stats. Ceva pe care pe mine m-a impresionat super, super mult. Ia fiți atenți aici, stats. 877 de milioane, băieți, sunteți nebuni. 877. Toți banii ăștia i-am de la toți băieții din lista mea de prieteni. LucaXD, Chrome, Ștefan, Mr. Spaghetti, Scar, Robica, Ștefan, Machiavelli, Hope, Silviu, Bogdan, Joker, Stand Up, Aiken, Nibras, Choco, Cristal, Bright, Snoop Dogg, Florin, Desperado, Silviu și Skyle, frate. Toți băieții ăștia de aici mi-au donat toți banii ăștia. Din ăștia 877 de milioane, 200 trebuie să-i dau la giveaway, deci mie îmi rămân undeva la 700, 700, ceva de genul ăsta pe acolo. Gro, kill, please. Și vreau să le mulțumesc enorm de mult și pe calea asta, pentru că chiar înseamnă ceva enorm de mult pentru mine. Totuși sunt 700 de milioane, aproape o grămadă de bani. Hai să dăm get hit. Undercover. Order 1. Turn off. Și să mergem la contract. Bă, băieții, o să mai facem astăzi un live, deci stați cu ochii pe canalul meu de live-uri. Linkul l-aveți în descriere. Dacă ați activat și clopoțelul, aș fi foarte, foarte fericit. Să știți că dau moderator la majoritatea, deci dacă sunteți activi și sunteți serioși, vă dau moderator. Fine 256. Cred că în episoadele viitoare o să iau un cont de mafie sau un cont de LSPD să mai fac câteva videouri. Și da, sper să vă placă, să fiu sincer. Hai să mergem să-i dăm bucata. E la 500 de metri, cred că face farm. Da, e la farm. Dacă aterizez într-un timp bun, cred că îi dau bucata easy. 200 de metri. Bă, nu-i rău. 223. Să scot repede sniperul. Se mișcă. Ăla e care se mișcă. Uite băiatul ăsta e. Ăla e, da. N-a reușit să-i o dau. Nu moare, frate. Fii atent că nu moare. Ori n-am tras eu bine, ori nu știu ce să zic. Să vină el. Trebuie să vină să-i dau bucata, că dacă nu, o să-l alerg ceva timp și nu e ok. El se mișcă pe acolo, frate, nu putea să vină și el, să fim serioși. Văd că se apropie cineva cu info de mine, hai să plec să nu îmi dezvălui identitatea. Mi se pare că îl chema Hitmanul sau ceva de genul ăsta. Oricum am undercover, deci nu mă poate vedea. Sănătate. 200 de metri, uite acum ar trebui să-i dau. Mi se pare că a terminat. Hai frate că am scos sniperul. Uite ăla e. Hai pa. Hai să mai facem un contract pe live. Pe live eu era să zic, m-am obișnuit de aseară. Eu am stat 4 ore live sau ceva de genul ăsta. Niciodată n-am mai stat așa mult într-o singură zi, să fiu sincer, și chiar m-am simțit super bine și ne-am distrat. Cel mai mult am fost 110 persoane pe live la ora 2 și mi se pare super, super ok.
probabil după ce aplaudez videoul ăsta, de fapt când vedeți voi videoul ăsta, eu probabil sunt live și aveți linkul în descriere. După ce terminați de vizionat live-ul, vă aștept pe live-ul, aoleu, iar am greșit. După ce terminați de vizionat videoclipul, vă aștept pe live. Hai să mai așteptăm ceva și după aia mai facem un contract. Hai să vedem ce quest-uri avem. Quests. O, băieți, cine se uită până la finalul videoclipului sau măcar până aici, să scrie în comentarii, sunt șmecheri. Chiar sunt curios. Uite, aterizează pe cea mai înaltă clădire. Perfect, frate, și așa avem Maverick. Cine scrie în comentarii, sunt șmecheri că s-a uitat până aici, are tot, absolut tot respectul meu, frate, și îl pup. Sâmbătă sau, nu, duminică, de fapt, în câteva zile iau și eu rang 3 și nu știu ce să zic, să mai stau în Hitman, să nu mai stau, o să vă las pe voi să decideți dacă mai stau sau nu în Hitman. Bă, eu aș zice că da, să fiu sincer, dar, na, depinde și de voi. Că dacă ies cu rang 3, rang 3 e destul de puțin. Dar o să vă las pe voi să decideți, pentru că prefer să fac episoade să vă mulțumească pe voi decât să fiu eu într-o facțiune cât mai bună. Și, apropo, voiam să vă întreb dacă vreți să continuăm seria de polițistul pe GTA 5. Mie, sincer, îmi place super, super mult să mă joc și dacă vă place și vă promit că o să postez zilnic. Bine, și Sampu postez zilnic, dar ăla o să postez pe lângă Sam zilnic, pentru că chiar îmi face plăcere să mă joc. Am descoperit încă un mod nou pe jocul pe GTA 5 pentru Gabor, ceva gen cu permise și mai multe chestii și sper să vă placă. Oricum, cred că apare astăzi un episod și da. Trebuie să schimb și eu playlist-ul ăsta de pe fundal, pentru că probabil v-ați plictisit de el. Nu știu, mulți dintre voi mi-ați cerut episoade mai lungi și o să le fac mai lungi. Am văzut că în ultima vreme nu prea am mai făcut așa multe vizualizări, dar am avut foarte multe like-uri și vreau să vă mulțumesc enorm pentru treaba asta. Mulți dintre voi mi-a zis să fac câteva cut-uri la video și cred că o să fac asta. Get hit, undercover, order 1, turn off. Gata, frate, mă duc să-i dau bucățica băiatului. Zi-mi, te rog, că Mavel ăsta e de rank 2, e de 3 plus, ăsta e de 2, sigur. Dacă nici ăsta, perfect. Să pornim motorul, aoleu, mai... contract. Oho, 130k, find 168. Băieții ce nu și-au ridicat încă premiul, ori le aștept pe server și cei doi pe care au câștigat quadul, i-aș ruga să mi lase în comentariile de pe YouTube numele lor de pe server și o să-i caut eu pe server și o să le dau premiul. Cred că așa ar fi cel mai ok. Nu știu, nu vreau să-i dau altcuiva premiul. Ați văzut că lui Rapper i-am dat deja cartul cu Hidden. Urmează să-i dau lui ZPI sau ceva de genul, îl chemă pe băiat. Oricum v-am zis că probabil deja ați văzut că v-am lăsat comentariile câștigătoare mai jos. Mai jos, adică pe video, dar e ok. Mai în josul ecranului. Uite că băiatul aleargă sau ce face, că văd că nu se mișcă destul de repede. Dacă-i dau de aici, cred că s-a dus la... E la burger? Nu, frate, unde se duce? Nu cred că aleargă, că totuși merge destul de repede. E cu bicicletă sau ceva. Sau cu Faggio. Ba nu, frate, e cu mașina, dar nu știu ce face. Hai să vedem unde se duce. Nu la Gun Shop, te rog. Te rog frumos. Direct la Gun Shop s-a dus. Hai să așteptăm să iasă, sper să nu stea foarte mult. Asta, mașina asta e Fortune sau mi se pare mie? Cred că ea e. E o mașină super bună, dacă sunteți la început vă o recomand. Hai, frate, ieși și tu, ce faci atât? Probabil și ea. Frate, trag în el, dar nu moare, nu înțeleg. I-am dat-o din mașină, e bine. Mă, băieți, cam întotdeauna cu acest episod. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Vă aștept din seară pe live. Să stați cu ochii pe canalul de live-uri. Cam atât. Vă pupă, fratele. Pa!